Președintele Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță a semnat la București contractul de finanțare pentru construirea unui corp nou în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Noul imobil va avea patru secții medicale, ergoterapie, psihiatrie 1, psihiatrie 2, psihiatrie 3 cronici, cu 172 de paturi. Spitalul va fi dotat cu trei ascensoare, două pentru persoane și unul pentru transport cu targa. Corpul nou are forma literei H și se va construi în 24 de luni. Valoarea investiției este de 15 milioane de euro. Sursa de finanțare este Fondul Național de Dezvoltare și Investiții.